Tu le veux, hein, ce ballon. Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Prends la parole, à toi la parole, s'il te plaît. Bueno, buenas noches a todos. Bonne soirée à tout le monde. La verdad que, à vrai dire, c'est incroyable, volver estar acá. C'est incroyable d'être là à nouveau. Dos años, dije que, il y a deux ans, que eran mis últimos años, j'ai cru que ce serait mes dernières années, que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, acá, me revoilà ici devant vous. Enseguida me empezaron a preguntar. Cuando era la fecha de mi retirada, cuando me iba on a commencé à me demander retirar. Quand est-ce que j'allais prendre ma retraite. Hoy me toca estar en el, et à vrai dire, en París, aujourd'hui, muy, je suis là à Paris. Muy feliz, muy j'en suis feliz vraiment très heureux. Acá, muy je suis très heureux d'être là. J'ai très envie de continuer à me battre et à atteindre de nouveaux objectifs, no sé queda, pero que, de nouveaux buts. Que sea mucho alors, je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi encore, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que vraiment, je m'amuse bueno. Énormément. Quiero agradecer a todos mis compañeros de, et j'aimerais remercier Barcelona, tous del mes Paris, coéquipiers du FC Barça, du Paris, el cuerpo técnico y compañero de la, de tous la les sélection techniciens, argentina. Les compagnons de la sélection argentine. Plusieurs fois, j'ai eu un prix et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et cette année, ça a été l'inverse. El sueño que tanto deseaba, j'ai pu atteindre mon rêve años, après m'être battu pendant des années final, et llegó, avoir que, trébuché que fréquemment de, et de je crois que América, je suis enfin arrivé. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América. Je pense que j'ai obtenu ce trophée grâce à ce que nous avons réussi à faire dans la Coupe des Amériques. Donc j'aimerais le dédier à tous mes coéquipiers. Como dije antes, el año que estuve en el Barcelona y ahora llego a París. La verdad que es una noche especial para mí, porque está très spéciale pour moi. Mi mujer, mis parce hijos, que ma femme, mes enfants sont mis là, hermanos, mes frères. Mi papa, mi mamá, mon père, ma mère, sobrino, cuñado, la verdad que mes neveux. C'est la première fois que me toca ganarlo estando en c'est la première ciudad, fois que je gagne en étant ici. Dans cette ville, alors je suis sûr qu'on va sortir pour célébrer ça. A Robert, que es un et je voulais aussi dire à Robert que c'est un honneur pour moi de me battre à ses côtés et je crois que tu mérites ton ballon d'or. L'année dernière, tout le monde était d'accord sur le fait que tu étais le grand gagnant. Et je crois que Frankfurt devrait te ballon d'or que tu mereces et tenerlo comme. Alors, tu l'as gagné l'an passé, tu l'as mérité. Et alors j'espère que Francfort va te le donner pour que tu puisses l'avoir chez toi, parce que c'est vraiment toi qui l'avais gagné. Alors ce n'est pas possible à cause de la pandémie pour l'instant, mais je pense que tu mérites de l'avoir chez toi. Bravo. Bravo, quel speech. Léo, tu as l'habitude maintenant. Je t'invite à t'asseoir à mes côtés. Cette année, c'est la première fois que tu gagnes le Ballon d'Or, principalement grâce à tes performances avec l'Argentine. Da, bun, foarte, foarte simpatic discursul lui Messi, care câștigă balonul de aur, atât Drogba acolo într-un dialog. Costumul face toți banii, are o, într-adevăr, cine îl îmbracă are un gust dincolo de orice fel de comentarii. Te aștept să scoată un iepure din pălărie. Exact. Are un gust jubel. Imagini, da, ei au câștigat Copa America, Messi a câștigat Copa America, sunt poate întrebări, Ion Crăciunescu e nemulțumit că n-am la Lewandowski, dar uite ce frumos, Messi a spus la finalul discursului că și-a insistat, nu doar a spus întreagăt, că Robert Lewandowski l-ar fi meritat cu prisosința anul trecut și că ar fi bine să facă cumva Franțul da. să-i dea balonul de aur și chiar că așa ar trebui în da, el de-a lungul dar a zis că vrea să mai ia și altele, că se distrează enorm, a mulțumit. Cred că a rămas cineva, doamna care ajută la curățenie da. În casă, cred că numai dânsă nu i-a mulțumit. În rest, a mulțumit tot de așa la sud-american, e familie extinsă. Și da, a zis că e lipsat întotdeauna, a avut senzația că lipsește ceva în fiecare an, dar acum
practic a fost invers, spune, deci care cu cuprinsose cu asupra măsură. Are al șaptelea balon de aur, în vreme ce Ronaldo se răfuiește cu directorul sau redactorul șef de la France Football pe site-ul de socializare, apropo de ce a spus, ce nu i-a fi spus și ce a dezvăluit acela despre. Da, el întotdeauna... Semn că rivalitatea continuă, cumva. Messi, fotbalist senzațional, senzațional. Uh-huh. Dar într-o scădere, de asta mă așteptam să ia Lewandowski, că mi s-a părut că în ultimul an nu l-a mai găsit la aceiași parametri care l-a găsit înainte pe Messi. Adică a pierdut din viteză, a pierdut din și execuția mai are încă că dă pasă de gol, uh-huh. dar nici la marcare nu mai acolo. Leva a fost în gura porții tot timpul și un om de gol. Și cred că merita asta... Da, dar n-a câștigat nimic cu... Bine, dar acolo el a câștigat Messi ce-a luat... Naționala nu-l ajută. Messi ce-a luat Cupa Americii, extraordinar. Cupa America, da. Mamă, Cupa Americii, o competiție de... Se vede un pic ciudat că ia balonul de aur un jucător care are în ligă în sezonul acesta cifre care lui Chițu de la Faru. Un pic mai bune. Are un gol, Messi, Chițu n-are niciun. Și multe pase de gol. O fi avut și Chițu, zici tu. Nu, dar ne-am obișnuit cu Messi, câștigător de balon de aur, cu 40 de goluri pe campionat. Da, la randament, de asta spun. Da, el nici, n-a reușit nici la Barcelona și deocamdată nu face mai lucru în acest sezon, nici la PSG. Și atunci, sigur, rămâne cu Copa America, rămâne că, practic, cu Jorginho, locul 3, care, sigur, le câștigă două trofee importante, dar ratează lovituri de partajare, duce Italia, de exemplu, în baraj, în loc să fie calificat deja la Cupa Mondială, e cât pe aici să îi costă trofeul ratarea loviturii lui de partajare la campionatul european. Și atunci aproape că ăstea au cântărit. Iar la Lewandowski, într-adevăr, cântărește absența oricărei performanțe. Da. Sigur că dacă Bayern ar fi câștigat în sezonul... Era fără niciun fel de dubiu. Dar Leva este încă la nivelul lui, cum ne-a obișnuit. Messi, trebuie să recunoaștem, într-o scădere mare de tot. Uh-huh. De altfel, eu n-am înțeles nici Haaland, cum este atât de spate un jucător precum Haaland, care iarăși este un jucător de gol, de gura porții pe care îl dorește. Balonul de aur pentru sezonul trecut, e adevărat, îmi spun cu el. E adevărat, dar contează impresiile, contează, mai ales că momentul în care se decide pe baza unor, cum să spun, un criteriu subiectiv, emoțional, nu matematic. Clar, structurat și așa mai departe. Dovadă că dacă te uiți pe lista cu câștigătorii, nu vezi niște criterii clare. Nici nu au cum să existe criterii clare. Adică de la Matia Zamăr și Canavaro... Pase, nu știu. Eu până acum am aplaudat cu ambele mâini pe Messi, că mi s-a părut, i-am văzut și pe ceilalți, mie mi s-a părut Messi cel mai fantastic jucător pe care l-am văzut. Da. Chiar, dar acum anul ăsta mi s-a pus într-o scădere... Va da loc multor discuții chestiunea asta și da, el cumva contrabalansează și aici se vede fotbalistul care iubește fotbalul și, cum să spun, care îi plac fotbaliștii buni. Complimentele pentru Lewandowski. Nu, dar complimentele nu par complimente. Par un soi de reparație pe care l-o vrea pentru cineva pe care chiar îl admiră. Eu cred că Messi poate să-l admire pe Lewandowski. Nu, dar el a fost... Poate nu pe Ronaldo, că sunt în... Radu, deși el a fost Messi fair play tot timpul. Dar a și spus, o apăsat, dați omului, dați balonul de aur și omul ăsta. Că... Adică ăsta este un mare lucru pe care nu cred că l-am auzit vreodată. De la vreun... Aia că mai spui așa, de cum spun în finale de tenis, așa se mai întâmplă. Dom'le, a fost o poate combatantă. Poate simți și el un pic că nu e chiar câștigător, clar? Și atunci s-a simțit un pic dator față de al doilea din clasament. Da. E clar că e pe un final de carieră și că încearcă să aterize cât mai blând, dar are parașute în acestea de aur, care este balonul de aur, Uite, îmi scrie George Dobreu, mare fan al lui Messi, zice așa, 30 de goluri în La Liga. Da. Golgheter în La Liga. Păi stai puțin asta. Coane Fănică, le numărăm de mai multe ori, e clar că a dat goluri multe și golghetă. Marcator în La Liga. Plus Cupa Regele. E, Cupa Regele, uite, atunci gata. Uite-l pe lui Cupa Hagi. Doamne, spuneți-mi, ce strălucește mai tare, trofeul sau sacoul imensi? Ziceți-mi. Sacoul, indiscutabil. Și dacă le pui și toate de la familie, faci un glob mare de tot, mai mare. De se învârtește în anumite locuri. Îl poți și agăța. Da. Ăsta e momentul decernării, da.
Quelle année incroyable pour toi. Ton départ de Barcelone, ta victoire en Copa América, ta victoire ce soir, ici, à Paris, c'est une année folle pour toi. Quelqu'un sait, dit-il, c'est pour les... Bueno, la verdad que ya lo dije en su momento. Je l'avais déjà dit, mais même mon meilleur prix, c'était au mois de juin. C'est ce premier. Je désirais depuis que j'ai commencé à travailler, à jouer dans la sélection, c'est-à-dire. Asta am încercat să fac de când am ajuns în selecție, în echipa Argentina. Je veux profiter de ce moment et dédier cet accomplissement justement à ma famille, à l'Argentine, ce que nous avons vécu à la Copa América, cette victoire. Mes amis m'ont beaucoup surpris et c'est très agréable. Je les ai rencontrés ici. C'est un honneur et un vrai plaisir que ce soit. C'est une honneur, une adevărată plăcere. Am fost surprins să te regăsesc pe toată lumea. C'est quoi? C'est l'âge qui te rend un peu plus émotif? Qu'est-ce qui t'a émotionné le plus? Oui, c'est vrai que ça arrive souvent ces derniers temps, mais je crois que c'est un mélange de plein de choses. Sont 7. Se întâmplă adesea să fie emoționat de o amestec de multe lucruri. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'était même inatteignable pour moi dans ma tête, donc c'est incroyable. Mais où est-ce que vous sentez capable d'aller chercher un 8e l'année prochaine? Încerci al 8-lea balon de aur anul viitor. La verdad que nunca pensé ni el sexto, ni el séptimo. J'avais même pas pensé au 6e, au 7e. Nu m-am gândit la 6-a, la 6-a. J'ai très envie de commencer cette nouvelle étape dans ma vie. Foarte dornic să încep această nouă etapă din viața mea. Et d'accomplir de nouveaux objectifs, bien évidemment. Da, să reușesc lucruri importante. Bun, deci n-a început Messi noua etapă. Da, e bine de precizat. Un trofeu à Paris, ta nouvelle ville. OK, ton poids, s'il te plaît. OK, tu peux te retourner pour voir l'écran. Iată, Paris, noul tău oraș. Un trofeu à Paris. Attention. Atenție, să nu cadă cineva. Yellow card, next time is the red. OK. Attention, la prochaine fois, c'est carton rouge. À Paris. Data viitoare, ce atenție, cum o să fii tu. Am mușcat, de presser ce buzzer chez toi, ici, à Paris, avec ce 7e ballon d'or France Football. This is for you. Asta este pentru tine. C'est pour toi. Appuie. Ia să. Au, a prins turnul, e fel. Hai că pe turn se proiectează. Costumul lui întâi e proiectat pe turnul. După care bunește. Eu îl proiectat, dar încă bun. Ballon d'or 2021. N-ai încă putut vătălă. Bun! Tu ești în Paris, Léo. Dom'le, omul e un gigant. Trebuie să... Ce balon d'or. Să recunoaște asta, mă, dar... Caracter frumos. Ai, pe clădirea de lângă e proiectat. Sau o clădire de... Aleu Messi! Chiar lângă turnul e fel, nu e nicio clădire. E Șau de Mars, dar... poate pe partea aia altă. În fi. Dar în orice caz l-au proiectat undeva și merită. Un lucru e clar, suntem super norocoși să trăim într-o epocă în care sunt jucători de acest tip, nu mai Messi, dar sigur că Messi în principal, Ronaldo și așa mai departe. Chiar suntem răsfățați cu povestea aceasta. Deci pe Suarez, ce carieră are în continuare. Da. Da. Eu care l-am prins și pe Pele, și pe Maradona, și pe Messi, și pe Cristiano, sunt încântat. E un gigant și va rămâne. Păcat că a încheie și el cariera în garajul lui Chelaifi ca o mașină de super lux și că n-a încheiat la Barcelona ca să-i fost povestea frumoasă până la capăt. Așa mi se pare. Încă o dată, el spune așa, sunt înăbdător să-mi încep acest nou. Deci el, deși a început campionatul de mult și el la PSG de luni de zile, el simte că încă, simte că e încă în n-a început. Da, e foarte interesant, că el în sinceritatea lui, el spune lucrurile așa. Dar să și vede, nu numai că simte. Păi simt da, 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 una e să le vezi și alta e să spună el. Că alții ar fi zis, uite, îmi pare bine că am început-o, dar el zice, sunt nerăbdător să încep. Ce puțin așa era traducerea din... pe care am auzit eu în limba franceză, din limba spaniolă. Dar de ce e nerăbdător? Ce să înceapă? Că doar nu păi să uită să înceapă fotbal. Să redevină Messi. Păi nu se uită fotbalul. Să câștige poate... și cu PSG, ceva important. Auziți, nu se uită, dar să mai rătăcești.
Se pregătește dacă nu te pregătești. Dacă nu... Păi nu, dar e complicat. Vii într-o... El na, a trăit într-o, se pare că într-o paradigmă de când se știa. Se pare că nu-i priește așa bine fotbalul francez cum i-a priit fotbalul spaniol. Pentru că e mult mai strict, așa, mai... Știu sigur că o să luăm o pauză, revenim. Mai avem un meci de făcut arbitrajul la, da, la Craiova cu FCSB. Era să-i cu PSG. Scuzați că eram în zona asta de PSG și văzut un pic din conferința de presă a lui Hagi.